Da, ne-am întors în direct, vorbim și despre lucruri mai mult sau mai puțin, mai, în orice caz mai plăcute decât un deces. Vorbim despre arbitrajul Buzoian. Suntem cu doi oameni a căror experiență cumulează hăt mii de meciuri arbitrate, domnul Marian Ambru și domnul Ion Moise. Știu că se fac eforturi, în ultimul an cel puțin, se fac eforturi pentru a crea așa un colectiv de arbitri la nivelul județean, la nivelul echipelor din județ, la nivelul AJF-ului. Se reușește să... Da, noi sperăm. Eu acum am fost cooptat în birou Comisiei de Arbitri. De ce vă spun, vă întrerup, numai departe de acum două luni am fost la Eminescu la o întrunire dintre asta, da. Au venit arbitrii cu nume. Da. Păi am fost organizată de AJF Buzău. Da. Și am ideea de pe fețele tinerilor n-am citit foarte multă convingere. Da, păi începem cu asta, cu întrebarea, cu completarea dumneavoastră. Avem în derulare, imediat după întâlnirea aceea în care a fost vicepreședintele Comisiei Centrale, Sandu Deacu, nu, și ceilalți arbitri, foști arbitri, am avut înscriși 35 de copii în urma acelei acțiuni, și-au depus cereri la AJF. Am început în decembrie, pe 4 decembrie am început cursurile. Au venit în prima fază toți 35, au venit 33, iar acum am avut vacanța de sărbători. Și continuăm cursurile cu 26 de cursanți. Și exact ce a sesizat și dumneavoastră, eu îi văd azi la prânz, pentru că facem în două serii, în sensul că am venit întâmpinarea lor, pentru că unii învață dimineață, unii după amiază, și cei care învață dimineață, ca să nu-i forțăm să ducă acasă și să întoarcă înapoi la cursuri, am convenit cu ei să facem la orele 14. Lunea la orele 14 facem cursuri cu ei la sediul AJF, la sala Vizireanu și Adrian Vizireanu, și în seara asta la orele 18, lunea în fiecare luni la ora 18, cu ceilalți 21. Deci ar trebui să vină 5 la orele 14 și 21 la orele 18. Și vedem deja, noi am trecut de jumătatea regulamentului legilor școlii, să zicem așa, și vedem că unii sunt interesați de activitatea asta, unii parcă zveniți așa numai să vadă de curiozitate, să vadă cu ce să mănâncă această activitate. Este foarte greu. Vorbeam noi în prima parte despre faptul că regulamentele s-au schimbat și vârsta de promovare și de pensionare, în ghilimele, din arbitraj a scăzut foarte mult. E și asta o cauză, pentru care mulți se lasă după ce i-am dus până aproape de pragul acela de sus. Adică obțin, dacă, să zicem, îi scoatem arbitrii la 18 ani, în 2 ani dau categoria a doua, în 3 ani vine categoria a întâia. Deci la 20 de ani, 21 de ani, putem să, și regulamentul este permisibil de la 21 de ani pentru Liga 3-a. Deci la 21 de ani ar trebui să se ducă la examen pentru Liga 3-a. Vedeți, ei încep facultățile, încep problemele, fie că se angrează în alte activități, fie că și-au găsit un alt sau un job acolo și renunță, și foarte mulți în ultimul timp, am verificat statistica așa, s-au pierdut mulți arbitri care i-am dus până aproape de pragul promovării. Mulți, cum să spunem, mulți veniți, puțin mulți veniți, dar nu, asta nu ar fi o problemă. Eu am experiența ani de zile de școli de arbitri și nu știam că o să discutăm subiectul ăsta. Vă spuneam și vă arătam pe concret generații întregi câți arbitri au rămas. Să știți dumneavoastră că din fiecare generație nu îi ducem mai, sau nu rămân mai mult de 5-6. Chiar dacă faci 30-40, ei se cernă în timp și renunță. Dar e o medie bună dacă reușești într-un an de zile să faci două școli, să rămână 4-5 arbitri, asta înseamnă că ai adus măcar 4-5 care mizezi, pe care poți să 4-5, adică 9 într-un an, înseamnă 3 brigăzi de arbitri care acoperi niște meciuri la nivelul județului. Domnul Ambru, m-am uitat pe niște sume, pe niște baremuri de arbitraj de la Divizia 4. Liga 4. Divizia, da. D, cum se numea odată. Da.
remunerațiile sunt destul de decente, adică... Remunerațiile sunt foarte decente, având în vedere cheltuielile din ziua de azi a fiecărui tânăr, și sunt așa pentru că noi le-am negociat cu participanții în competiție, cu toți membrii noștri afiliați. Gândiți-vă că și dânsii au probleme în ceea ce înseamnă acapararea de fonduri pentru dezvoltarea activității sportive în comuna, în satul de unde vin. Și atunci, de comun acord, dânsii cu noi, am ajuns la concluzia că sumele care le-ați văzut dumneavoastră acum sunt cele mai decente, nu sunt îndestulătoare pentru arbitri, dar nu sunt nici împovărătoare pentru membrii afiliați. Și atunci căutăm să găsim o cale de mijloc, da, care să fie benefică am pentru fiecare. Făceam calcul dar, un arbitru de 17 ani. Dar iertați-mă, 10 milioane vreau să continui. Dacă acest tânăr de 16-17 ani, care vine cu, eu știu, ceva în jur de 1000 de lei pe lună, pentru un tânăr, dacă aș da timpul înapoi să spunem cam ce ar fi însemnat să fi avut și noi tineri la viața noastră atâția bani, reprezintă o sumă destul de bună. Unii dintre ei, de ce trebuie, nu trebuie să mâniem pe nimeni, unii dintre ei chiar salvează situația familiei. Eu știu, mai întrebe la o întreținere, la o ceva în casă acolo. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă discutăm, este atractiv pentru tineri. Aș face un apel și către membrii afiliați. Domnul Moise a punctat foarte bine, rămân câțiva, și a punctat pentru că Modest, cum mă știu eu, n-a vrut să spună că este persoana care se implică direct în organizarea și conducerea școlii de arbitri. Așa? Aș vrea mai multă clemență din partea membrilor afiliați în ceea ce înseamnă înțelegere față de acești arbitri. Ei, noi îi școlim, îi chemăm, le arătăm diapozitive, filme, cărți. Deci tot ce depinde de noi, facem. Copiii fac și ei, vin, urmăresc lecțiile care se vede. Practica este foarte greu de aplicat, ce ai citit, să aplici în practică. Și atunci tu vii membru afiliat, el te arbitrează, el la primul an, al doilea an, n-are de unde să știe, fiți mai îngăduitori, gândiți-vă că și jucătorii dumneavoastră au 35 de ani, 40, dau un exemplu, 50 și Gheorghiță Rădulescu, toată aprecierea pentru ceea ce face. Fiți mai îngăduitor cu acești tineri arbitri și atunci peste câțiva ani de zile, 5-7, vom avea și arbitri care să ne mândrim în loturile superioare. Da, știu la ce vă referiți totuși. În ultimii ani n-au mai fost, să zicem așa, Nu, au înțeles. N-au mai fost, pentru că și factorul educativ a intervenit și relația AJF cu membrii afiliați a fost îmbunătățită și cred eu că din punctul ăsta de vedere treaba este foarte bună. Aș vrea să nu pierd din ceea ce vreau să intervin acum. La momentul actual, arbitrii tineri trebuie să știe și nu numai, toți cei care activează în Asociația Județeană Buzău trebuie să știe că cel mai interesat și cel mai preocupat de promovarea lor este președintele Petre Adrian. Da. Îmi zice cineva, niciunul nu-și dorește mai mult ca președintele Petre Adrian cineva, să ne contrazică. Pe cineva care scrie că baremurile sunt mici și nu sunt motivante, iar baremul pentru transport este mizerabil. Baremul pentru transport este 7,5%, așa cum este în toate instituțiile, 7,5% carburant. Asta este. Nu pot să iau, pentru că l-aș pune eu pe respectivul cetățean onorabil care... Probabil că e arbitru și... Nu știu ce e, dar este prietenul nostru, fiindcă a sunat. L-aș pune în partea cealaltă, în dreptul membrului afiliat, să vedem de unde face rost de bani. Pentru că primarul în comună trebuie să dea bani și la culte, și la sport, și la școală, și la ala, și la ala. Și din puținul ăla sau multul pe care îl are, nu reușește să se îndestuleze pe toată lumea. Și atunci, din această cauză s-a ajuns la baremul ăsta. Aș vrea să-i spun tânărului respectiv că dacă dăm timpul înapoi, vedem că niciodată baremul nu a scăzut. Tot timpul a încercat să țină pasul cu prețurile la zi. Nu mai avem foarte mult timp, vreau să răspundeți amândoi. Să-mi dați un pronostic, de fapt, că nimeni nu poate să știe cu precizie cam când vom avea așa un arbitru la divizia. Ce șanse sunt și dacă aveți un nume pe care să-l propuneți, să zicem, să dăm un pronostic. Ca la, și să fie scuzată comparația, ca la Hipodrom, la Cai. Haide să aș vrea să vă surprind și ar fi în pole position, în pole position, m-am bâlbâit că am emoții pentru că mai mult am emoții decât el, aș vrea să fie Ionașco Laurențiu, care în 2018 să promoveze în Liga 1. De ce? Are calități, îl duce mintea,
are susținere, mai trebuie să vrea el. Da, trebuie să pregătească, a avut ceva probleme de sănătate și apropo de promovări și ce spuneam mai devreme, avem surpriza ca câțiva tineri pe care noi ne-am bazat și speram să urce treptele arbitrajului să îmbrățișeze cariera de militar, de polițist. Știți că Ministerul Internei. Și era Simion Georgică, Belu, George, arbitrii care au fost și în programul de talente și care au fost acolo aproape. Vă dați seama, acum fiind și la început de carieră militară, i-au dat și pe la comunele astea, au un program care pentru începători este mai drastic și uite, i-am pierdut. Deci pronosticul, afară de Ionașcu, care este palpabil și care îl cunoaștem foarte bine, noi mizăm pe tinerii care sunt acum în clasa 12, care sunt în perioada de formare acum, care au deja categoria 1, important să facă vârsta de 21 de ani, ca să poată să participe la concurs și Să nu abandoneze. Sperăm că ca un an domnul Ambra a fost optimist, a zis 2018. Dacă nu avem în 2018, în 2019 n-avem, nu avem sigur. Nu, dacă nu avem 2018, Ambra a fost corect. Anul ăsta vedem un arbitru, anul ăsta vom vedea un arbitru. Sperăm. Da, sperăm. Apoi nu știu dacă mai devreme de 5 ani, dacă toate lucrurile decurg normal, să avem un arbitru la Liga 1. Sigur, s-ar putea pe filiera arbitrajului feminin să avem surprize. Avem o fată foarte conștiincioasă și se pregătește, Sava Andreea, care poate să anul acesta să intre, să promoveze în Liga 3 și de aici pe culoarul arbitrajului feminin este mai ușor. E mai ușor, da. Da. Ne scrie cineva altceva. Nu avem siguranță la meciuri, poliția ar trebui obligată să fie prezentă. Destul de greu, având în vedere că poliția nu e obligată să fie prezentă nici măcar la meciurile din divizia A, din Liga 1, dar aminte la meciurile de județ. Avem o relație foarte bună și cu poliția și cu inspectoratul de jandarmi și de fiecare dată, înaintea fiecarei etape, în ziua de miercuri, la ora 14, ne întâlnim cu reprezentanții lor și împreună facem o analiză a ceea ce înseamnă jocuri sâmbătă și duminică. Cu probleme. Adică cu probleme, care le pronosticăm noi că ar trebui să aibă sau să nu aibă probleme. Acum, efectiv, poliția îl știți care este în zonă. Noi încercăm să acoperim toate jocurile, cât este posibil. Mai sunt comune care au 2-3 echipe și vă dați seama că la aceeași oră se dispută meciurile și e greu să... În același moment fură unul. Meritul AJF-ului este că a reușit în ultima perioadă să asigure și observatori la fiecare meci și prin faptul că s-a făcut o selecție a observatorilor, adică testări, da, trecerea pentru filtru, se pare că suntem pe un drum bun. Cel puțin în acest tur de campionat care s-a finalizat în decembrie 2017, n-au fost probleme deosebite, mici incidente, dar fără să avem, eu știu, scandaluri sau bătăi. Scandaluri nu mai sunt de mult, într-adevăr. Da. Aici punem punct ediției de azi a emisiunii Sport Club. Mă ceartă colegii din regie. Domnule Moise, domnule Lambru, nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru prezență. Și noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim că ne-ați oferit ocazia ne să întâlnim la vorbim despre ocazii mai fericite. Da, cu cea mare plăcere. Da. În câteva minuțele, colega Magda Emescu cu Dare Buzanului, noi ne vedem tocmai luna viitoare. Tocmai luna viitoare.